Să știi că ai un loc de veci unde îți sunt înmormântate rudele și să te trezești peste noapte, că locul pur și simplu nu mai există. Este o situație incredibilă prin care trece o femeie din București. La mijloc este, se pare, o neînțelegere legată de taxele care trebuie plătite pentru acest loc. Administrația cimitirului Belu se apără și spune că femeia a fost notificată de deshumare, însă printr-un anunț la mica publicitate. Femeia este revoltată și vrea să meargă în instanță. În a doua zi de Paște, doamna Maria a mers la mormântul mamei sale, așa cum obișnuia să facă de mai bine de 50 de ani. Însă, de această dată, a avut parte de un șoc. Am venit să aprind mamei mele o candelă și am venit cu flori și am venit cu tămâie la mormântul ei și nu am mai găsit absolut nimic decât pământul. Mi-a fost omorâtă mama a doua oară. Crucea din marmură, gardul, dar și osemintele rudelor îngropate acolo au dispărut. Disperată, femeia a sunat la poliție. La două săptămâni după ce am depus reclamația, că proprietara a propus să fie băgate oasele într-un osoar, dânșii n-au fost de acord și le-au băgat în saci cu etichete pe saci. Și știți unde sunt acei saci? Nu știu, nu știu, nici acum nu știu unde sunt saci, nu. Femeia spune că de vină pentru tot ce s-a întâmplat este moștenitoarea locului de veci. Aceasta spune că mormântul a fost luat de către tatăl ei în anii 60, printr-un act de donație de la vechiul proprietar. În 2019, spune femeia, a reușit să vorbească la telefon cu actualul proprietar, însă nu a avut cu cine să se înțeleagă. Și m-a sunat într-o seară și asta mi-a spus că să vin să-mi iau morți. Am vrut să negociez, să-mi spună cât ce taxe s-au plătit în intervalul până a revendicat, însă nu am avut cine să discut. Cei de la administrația cimitirului se apără și spun că moștenitorul a hotărât să facă deshumare, dar că fica defunctei nu avea acte pentru acel loc de veci. Am luat legătura cu concesionarul actual al locului, am adus la cunoștință situația apărută și dânsa a lăsat un număr de telefon, dar a spus că se cunoaște cu această doamnă. Au luat contact în trecut, urmând ca să perfecteze actele pentru acest loc. Repet, acest loc nu a aparținut niciodată nici defunctei înmormântate acolo și nici persoane care a făcut reclamație. Aceștia spun că au notificat-o pe femeie să vină la cimitir pentru a muta osemintele rudelor ei, însă într-un anunț din ziar. Reprezentanții cimitirului spun că femeia a fost anunțată și de locul în care se afla cu osemintele. Eu am vorbit cu doamna și i-am spus în a doua întrevedere în care am avut-o că osemintele sunt desfumate și înfumate la un mormânt mai în față. Discuția a fost purtată de mine și această doamnă. Există un document prin care să justifice cumva administrația cimitirelor, respectiv a cimitirului Belu, cumva că ar fi luat osemintele de acolo și le-ar fi mutat în altă parte. Deci oricum povestea se rupe undeva. Pe regulamentul de organizare a cimitirelor nu este prevăzut cumva decăderea din dreptul concesiunii dacă nu-ți plătește acele taxe. Adică poți să fie executat silit, se pot duce cei de la administrație să te dea în judecată, însă nu pierzi dreptul la concesiune. Acum femeia vrea să se facă dreptate și cere daune morale.